anul pe mine să ții o predică aici la Lungun. Că când e un teolog aici, el, teologii, trebuie să știe să predice că o învățat omletică. Și ca să știe să predice, omletica trebuie să o știe, să o mănânce, domnule. Păi, eu trebuie să vă spun, n-am mâncat de când simt de omletică. N-am mâncat nici măcar o omletă. Drept să vă spun, pe vară mai mâncat, dar mai de mult. Că acum nevasta zice că fac colesterol și fac obezitate și stric cântare în primul cântăresc. Și apoi, dacă ține o predică pastorii știu să ne dea povață, cum să ne purtăm în viață, să ne iubim cu tandrețe, să vorbim cu noblețe, să ne certăm cu blândețe. Așa că... Dar cred că cel mai bine ar fi ca să, cu ocazia de față, să le dăm tinerilor niște sfaturi, să le spunem din experiența noastră, de exemplu, fiecare cum, din experiența lui, ca să învețe și ei cum să trăiască în viață. De exemplu, și tinerii care urmează să se căsătorească, trebuie să știe cum să facă curse, eu ce să le spui, ce să învețe de la mine? Eu când m-am însurat, am vrut să iau o nevastă frumoasă. Și când am văzut-o, că era cocoșată, și am zis, vai Doamne, dă-mi cocoașa și lasă să fie ea frumoasă. Și ca să fie mai frumoasă, eu aplicam și o floare în obraz, și de atunci așa ne petrece. Ea cu floarea și eu cu cocoașa. Și apoi, cum era mai rușinos, am zis, mi-era rușine să zic cu soția acum. Zic, am luat prin frate curaj și am zis, tu fata, vii după mine. Dar ea zic, nu vii după tine, vii tu după mine. Și ce era să fac? Până la urmă m-am dus. Și îmi pare rău cât o-i trăi, că nu m-am dus mai devreme. Și apoi am făcut o nuntă, drept să vă spun, nu așa ca aici, la casa armată, domnule. Eu eram sătul de armată. Dar după ce m-am însurat mare, am dat pe viață. Nu, am făcut o înșură. Am făcut o înșură la socul meu. Era numai... Ce becul, era numai mestece, ea din fara narciselor, așa curgeau în jos, numai mestece, și în capul meu era numai mestece. Că trebuie să vă spun, era mai cărunt ca socul meu. Și apoi mireasa mea o crezut că dacă așa unul mai bătrân, e mai copt. Da, de unde? Că de-abia... Acum de un an am simțit că începe să ne sănișe niște dinți pe aici, că erau de... Și am zis, lasă că ăștia fia de lapte. Și acum ne crește azi. Și când acolo, i-am mai păstrat, am zis că e păcat să-i arunc. Că m-am folosit de ei atâta vreme. Dar când am strălutat odată, mi-o sărit dinții din gură. Nu, no, băiete, acum ești copt. Apoi, vreau să vă spun, nici nu mai mi-aduc aminte la câte o nuntă, că și eu am fost odată în mire. Dar câți ani, de câți ani nu mai știu, poate știe Petrică Dali, că tot cam odată ne-am măritat. Petrică, băi, când era? Pe la Culesul Porumbului sau pe la Teasul Cocenilor, când am măritat noi? Că nu zice nimic. Băi, la cununie
el a spus că nevasta trebuie să fie supusă bărbaților. Mama, tu spune, care sunteți mai mari, că voi am unde sunteți mici. Salutăm pe noștri frați de la Mașca de Galați. Din Movila, frații Jarnea și pe cei veniți din Spania, pe Denisa și Ștefan și pe Aurel. Salutăm și pe Făgeni și pe frații din Hârșeni. Salutăm cu multă stimă pe domnul profesor Gavrile. Ne bucurăm că avem aici Felicuană și Felicia. Tinerii ce ne-au poftit ne urează bun venit, iar noi, toți cei poftiți, ne urăm ani fericiți. Dorința li s-a primit, de aceea am și venit, să ne fie mai cu spor fericirea dumnealor. Mulți veniți din depărtări cu darul și cu urări. Stăm la masă fiecare, dar cu gândul la mâncare. Tratele sunt gustoase, curate și sănătoase. Friptură bună de soia, să mâncați cât voi voi. Sarmale până faceți burta mare. Căbițelul de tăiat vaca nici nu l-o făta. Băutura nu-i spiritoasă, e apă medicamentoasă, prefușate chimicale, toate originale. Cărutele se adună, să le zicem, poftă bună! Socrul mare, Milian, e îngrijorat de un an. Și e tare îngrijorat că Gabi nu s-a însurat. În Spania, de când a plecat, n-a avut timp nici de însurat. Că tot timpul a lucrat, n-a avut timp de căutat. Să-și găsească o mireasă, să vină cu ea acasă. Dar într-o zi s-o supărat și din Spania o pleca. Își ia iute pălăria și se întoarce în România. Decât să mă stau în Spania, mai bine mă plimb cu cap. Că Tiberic a stat acasă și și-o găsit o mireasă. S-a construit și casă și are ce pune pe masă. Are binecuvântare și o prăsânt și o fată mare. Acasă are de toate,
dar nu are jumătate. Dacă, om, dacă nu e însurat, omul nu e completat. Nu e terminat. Nu e terminat. Dar se termine acum. Socrul mare, Emilian, găsuiește Doamne Sam. Zice către lui soție, ia ascultă tu, Mărie! Gabi nostru e bolnav și e bolnav tare grav, că de n-are variolă, are gripă stariol. N-are somn și n-are stare, ăsta trebuie să se însoare. Nimeni nu mai lecuiește până se căsătorește. Ăsta seamănă cu mine. Așa am pățit și eu cu tine. Cum îl știți că e băiat bun, Gabi pornește la drum. Și pornește în grabă mare să-și caute o lucrare. Tot întreabă cetățeni până ajunge în Hriceni. Și ajunge fără să știe tocmai la Puia Ilie. Maria, să-i lucreze zidărina. Se învoiește ca atare și se apucă de lucrare. Pe tavane, la subsol, cu mistria dă de zor. Frișca pe părete, dar cu ochii după fiecare. Tehnico-sanitar. Te lipește pe perete, dar cu ochii după fete. Și lucrează așa cum știe, cu o mare divăcie. Cu divete, robinete, cu bideuri și WC-uri, cepile le mai ridică, unul face, altul strică, pe placul nu joacă nimic. Calitate de elită, să-i placă lui soacra mică. Cum nu există în Hârșeni, poate doar la Cotroceni. Gabi, pauza de amiază, se plimbă și se mai vază. Și intră adeseori în solarul cel cu flori. În solar, când a intrat, a rămas extaziat. Întâlnește atunci deodată pe cea mai frumoasă fată și o sărută cu ardoare pe cea mai frumoasă floare. Că-i învoartă și voinică și de soacră nu-i frică, de lucru nu-i frică. Când lucrarea a fost gata, Maria să-i facă plata. Gabi fiind amorizat, plata nu-l odează. Lasă-mă acum cu plata, vreau mai bine să-mi dai fata. Băi, băiete, stai o clipă, fata noastră e tinerică. Nici o clipă nu mai stau, tinerică așa o vreau. Când o fi ca dumneata, n-am ce mai face cu ea. Că Gabi se căpătuiește, strigă atunci cu bucurie. Ia ascultă tu, Marie, cu asta ce o să mai fie? Înainte să murim, iar cu puia ne-n cu scrie. Dar Maria de Colea, lasă că-i bine așa. Și nu vine dumerit, Silviu vine-o nimerit. Când vom trece la odihnă, ne-o fi somnul mai cu tihnă, când veni vor cu scripuia să ne cânte aleluia.
iar nănașul îl găsește pe Aura o momente. Nu fi supărată, lasă că am să te fac mireastră. Și o să-ți adun de preferință nănaș de la conferință. Și un celebru meloman pe Cristescu Lucian, că-i duhovnic de elită și necunună într-o clipă. Ce glăsuiește el nu minte, că e cel mai președinte. Și o să ne cunune, deci, de o fi cununat pe veci. Că el știe, că el să cunune știe, mai bine ca la primărie. Că popa cel din primărie ne cunună pe hârtie. Și hârtia se desface tot așa pe cum se face. Că la o binecuvântare nu există asemănare. Ce e binecuvântat se știe, durează o veșnicie. Alte ce să vă mai spun. Mirele e băiat bun. Îl cunosc de bun băiat de când era înfășat. Gabi e băiat isteț, e și mare cântăreț. La orchestră, la chitară, cu trombonul la fanfară. Pe Aura, o trombonită până când o cucerită. La început, o dirijată, până când o încânta. Iar de acum frumușel, o dirijează ea pe el. Iar de acum Gabi să știe că Aura e a lui soție. Și că fără îndoială e soția ideală. Pe furtuni și vreme bună să cânte tot împreună. Și mai mult, de bună seamă, să cânte în aceeași gamă. Să cânte pe aceleași strune, în tot vadul să răsune. Să răsune și în Hârseni, să ajungă până la Cotroceni. Să cânte de multe ori, să ajungă mai sus de nori.